Te salut! Salut! Îl salut pe Cipri și pe băiatul. Pe Nicu. Și pe Nicu. Da. Sănătate, domnul Nicu. Aici a piersic, acum îl pregătiți pentru potcovit. Da, da. Îl duce, un pic. Îl duceți la domnul Ionuț. Exact, de la sus de jos. Așa, unde se va ține expoziția de cai. No. Hai să vedem cum îl urcă. Ce faci, copiile? Ce faci, copiile? Ai noroc că te iubesc oamenii ăștia. Oare telefonul ăsta la tine, mașină? Bravo. Vă apreciez mult. Petre, aprecieri maxime. Hai. Da, să vedem cum a putut la potcovi, mă. Cum a arătat, da? Crește unde, nouă. Ia, ai văzut? Da, 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 da. Deja de unde ai ajut, eu crescut unde. Ia, vezi? Unde astea și mai albă. Lasă că-l vedem când ne dăm jos. Exact. Hai să urcăm sus. Mă duce cu aia cu mine. Vine, ne-a putea urca. Stai să urc. Nu alunecă pe rampa aia. Îl ajutăm noi. Sus, pe asta. Cu acolo sus. Da, băi, nici dacă scumase cum că se ajungă, nu? Așa e. Bravo, Petre. Aici ne aflăm la domnul potcovar, la domnul Ionuț. Domnul Ionuț, unul din promotorii expoziției de mâine. Da. Dânsul și potcovar. Fii atent, nu, că piersic o transpira, nu, omule. Ia uite-te pe partea asta. Ce mai bun potcovar din bazinul de pus. Ia uite-te un pic. L-am văzut. Bă, o transpirat prietenul nostru. Nu-i învățat, numai pe jos. Nicolae, să ne aici și mai dai de muște așa. Domnul Ionuț, da. Acum dumneavoastră îl vedeți live, da, pe piersic, da. L-ați văzut numai pe filmări. Da. Ce ziceți, o să puteți să faceți o treabă bună? Pe? Da, o să iasă, ok. Bun. No, noi suntem aici, am venit mai de la Cluj să vedem. Mai mult ca aici sigur. Aici să... cu echipa de la Lăpuș, cu domnul Petre, cu Cipri și cu Nicolae. Și cu domnul Nicolae. Ia, da. Nicolae, dai cu asta. Da, Nicolae, am ține muștea. Gata, e 8 ori. Da, cu șor bună ziua. Bună, bună. Sănătate, vă doresc. Salut. Sănătate. Mă, bine puțin, bă, ce-am pus cu bine, ci să nu calce tot pe mine. Gata, să fac mie, cu copul. Da, dar răutatea asta trebuie, de aici am luat jos, vezi? Da, de aici e coacea. Grasule, dar noi nu sunt în magazine să luăm țigări din la maraghi, să nu e... Dacă vei eu și deschid un magazin. Vai, bine ai face. Ce ai săptămână? Nici o țigară, numai de eu. Da. În altă săptămână. Da, nici o țigară aici nu există. Dar nu este ceva loc aici să facem un cioșc. Da, nu puteți face și la mie. Da. Să ai la noi, nu. N-aveți spațiu. Ha? Păi Ion! Domnul Ionuț, ați mai văzut așa? Chiar așa nu. Chiar așa rău, ha? Nu, nu. Da? Am mai văzut, dar n-am făcut. Am înțeles. Am mai văzut la un ponei acolo pe tăpă, o filmare. Pe pidiu acolo, mă, ce? Ce ceară, nu știu, vei. Domnul Ionuț, ce o să aveți de gând? O să puneți potcovuțe pe... Sau îl lăsați tot așa? Tot așa. Tot așa lăsați? Da. Numai dacă chiar vrea Petre să meargă la pădure chiar. Dar pe să-și revină, mă. Dacă le pune potcovi, n-ar, când n-ar mai călca, n-ar mai avea ușor. De fapt, o vedea că nu calcă el aici, te bucam pădunjile astea. Nu e, de ce spune dau o potcovi, că de fără colț. Se poate, dacă trebuie. Pune și potcovi. Bă, stai calul lui Cristi, mă.
Eu am eu. E a mea, așa-i? Păi cui? Trebuie să plătești. Tu te tumbli, filmezi, cai, tu n-ai cai. Cum crezi tu? E calul meu, stai dreptate. Am cel mai frumos cal. Caul. Domn Potcovar, cum arată așa? Rău tare? O să revie. O să... Numai că trebuie răbdare. Da, o să ajungă la divan. Aici, datorită lui, da, lui Cipri și lui ce Pete, acolo? Am... Aici este ceva nu probleme. Ce vei băga nici acolo. Oh. Lasă-vă să își sufle bine, vă rog. Da, ia să îl tai așa pe... Băi, aici și face la cal acolo. Uite, nu mai probleme până aici, văz? Asta tău rău, o trebuie și e mult afară, că el o spartă aici, e văzut unde-o scos. Aici și până aia. Din început trebuia tăiat tot. Nu mai tic, o scăpat. Asta a fost ca o aprindere de copită. Am un două. Da. Și domnul Ionuț, de la ce-o da. Făcut-o? Cum nu o făcut curățul la tine, nu? Curăța Ferrari, bine, nu. Din cauza stăpânului, că l-o ținut foarte la respect, stăpânul. Am înțeles, de stăpânul. Păi, Radu, stăpânul. Du-te-o Tivescu care ce mai scoate afară la ștraf și bagă-le acolo plin de mâncare. Du-te acasă. Du-te, mic. Prechinul Cipri nu ține mânza la respect, tot așa și el, nu o ia în seamă cu curățatul. Odată în 3 ani, 4 ani... Cine? Prechinul Cipri, Ardeleanu. Zetul, cine îi aduce cel mai... În 4 ani o curățăm numai de 2 ori, nu ce zici? Cum o să devie? Ce mai are? Atâta e mintea lui. Băi, mai nou, Petrea. Petrea din două săptămâni, dacă s-ar putea. Cine e cel mai consecvent? Cel mai serios. Domn Petre? El în toată zoara ce s-ar putea. Bravo! Nu spărgea aici, el o spart aici și a ieșit. De prima dată trebuie aici foarte curățat. Să dea el drumul, să resească aici, uite. Văzut? Uite, aici numai pun oaia. Uite, o făcut pun oaia acolo, deja până la diu. Dar omul nu se spare dacă vede că ești un pic de sânge, zice că-s probleme. Dacă așa zic că ea pe internet, că l-am chinuit, că o scocu sânge. E bucurie acolo. Păi așa trebuie, n-ai ce-i face. Cură un pic, e cură, dar răul lui a ieșit, uite unde o spar, vezi? Și încă și acum nu-i mai imaginuie că spajă, aici niște tintură de o trebuie, din sus de copită, dar aici iară fie că spajă. Da, pus. Să arunce afară tot cu noi și să cureți acolo, tintură de o trebuie. Aia scoate afară. E tare, nu-i tare acolo. Nu. Mole. Uite, o ieși bine? Apare bine? Da. Uite, pas pe toate? Nu. L-ați văzut, domnul Ionuț? L-ați văzut în prima filmare. Eram în Germania. Și? Am văzut filmarea acolo. Vă durut inima. Da, bă, eu... Dar acum, cum vi se pare? O arată foarte bine, după cum a fost. Arată mai bine, stai? Da. Nu-i bat două pe cove, cât de reucă, slabă! Bani, mă, două, mă, că nu mai calcă pe mijlocul ăla, mă. Nu mai calcă pe el, calcă pe două ramă. Două subțiri, mă. Hai că căutăm, că poate niște pâs, bă. Elodia, hai, micuța, de topul la Ilie, aici la noi. Cum o făge grasă când o dat un roș la Montreanu? De acolo au la țiganii. Și cum a făcut-o, bă, pe toamnă, mă? După așa ni pușcat de-aia pe el. Bă, vezi că el tâncă acum în mâncare, așa se face așa. Așa e stăpânul la toamnă. E mănâncă. Mănâncă, nu, stăpânul, a fost pe aia omorât calul, nu a putut mânca, i-a omorât ce-a făcut. Uite ce-a avut. Ai văzut, Petre, și cum spui să nu spargă în afară? Am zis să nu spargă. Nu, zic în afară, cum să nu spargă calul? Nu a avut cum să nu spargă ăsta în afară. Uite aici, ca la oi. Și cum putreza la oi. Când îți ciobani era bun și nu curăță, Nicolae trebuie să știe că am uite. Uite, nu pus să miroase. Și miroase, da. Acolo s-a făcut putrefacție? Da. Trebuie, era bun curăța și mai e mult. Dar, Cristinel, să nu crezi că prietenul Petre nu-i să dă interesul când ui la Potcovi cu calul lui. S-a dat interesul de-a lui, nu de calul tău. Să vei, uite, să-l facem. Să-i fie pregătit expoziția. Lui să-l vadă pregătit expoziția. Băi, eu mai mincinos om. Da? N-are rău de vorbit, mă. Da. Trebuie programarea aici, dar nici... Ca la medic, așa e, cu 5 luni înainte. Uite, uite aici cum are tot jos. Hai, nu aveți, domn Cristinea. Ho! Ho! Ho, Persi! Acum, ăla, ăsta te mai are jos.
Uite, tată, rotația aia mere jos. Aia de la început, da. Aia cu galbenă, așa-i? Da, da. Aici la furcuțele astea de la început trebuie aici resire, lua tătătătă jos. Deja o îndrept zâmba aici un pic, dacă aici la furcuță la broască, uite. Am înțeles. Tătă, tu rămâie și putreză. Vezi? Da, aici. De atunci o cub la cal și eu trebuia de la început aici, aici să iei tot jos. Uite, doamnă Cristina, stai să-ți arăt. Ai fost acasă? Stai să-ți arăt. A, pă, și nu numai, uite, ăsta e numai pe noi, vezi? Aha. Ai văzut ce e acolo? Ai fost acasă, bă? Nu. De când ți-a zis să faci calul, bă? Da, am da. Uite, te-a lăsat, bă. Uite-te-le, bă, uite-te, pune camera, bă. Stai să spun, bă. Era vorba de, era vorba de calul tău, mă. Nu era vorba de calul lui Cristinel, mă. E, dacă era vorba de calul lui Cristinel, aduceai de prima dată, bă. Hai să facem calul ăla, mă. Că noi trebuie să ne mai rugăm de omul ăsta, bă. Dar lasă că e bine, că... Nu, dar e foarte bine. Și uite, să mai vezi una. Aduce 3, 4, 5, 6, 10 oameni. Așa? Și trebuie să-i cat eu un om. Și ăsta slăbuc. Ui, ăsta poți să prindă așa pielea pe cala calul. Uite, vezi? Și la, ia și la... Ai văzut? Ia, ia. Și la cala... Haide, uite, ce să prinzi? Ai ce prinde? Uite la ei. No. Și nu-l poate nici ține. Pe ăla, pe ăla poți să-l prinzi. Ia. Pe Ardelean, Ciprian, uite. Da. Ce la cal. Nicolae, Nicolae, de nu l-a duce cine l-a părat de muște, dar pune-mi fătuca, așa l-a părat fătuca mea, nu? Da. Că tot trebuie cineva. Lasă-mă, că mai pornești tu pe băgături aia de sabă de acolo, de pe interesa și comentează aia tătă ziua, așa, pe habar, n-am. Mai pornești și tu. Curăță calul ca lumea, că... Și nu te da după mine cu unii. Pitrea, chiar a vrut să mă angajez acolo la el să fiu, tot din două în două săptămâni. Curățat calul. E, și? Nu chiar calul ăsta, și sala, alții. Ce sala de-ți făcea? Asta nu pot să mai dau seama. Nu pot, da? Trebuie așa să rămâie. Partea asta toată trebuie să meargă jos. Vezi? Ăsta tot e rău. Uite aici. Uite aici defectul. A văzut? Ăsta trebuie să-l tragem tot jos. Și dacă nu se poate, ia. Ia, uite, chiar am unul. Uite aici, stai așa, să-ți arate. Uite aici, ăsta tot e rău. Ai văzut? Da. Dar cum îți dai seama că e rău? Oh, aici ne arată, uite. Ai mult face, el aici copită nouă. Ai văzut? Da. Și viu isul ăsta. Da. Ăsta tot e mort, ăsta tot e rău, trebuie jos. Și ăsta când îl luăm jos, cum zic, e că calcă calul pe talpă. Nu mai calcă, calcă aici pe coroană. Uite, vezi? Așa. Cam cât gol e distanță, e 2 cm. Da, așa? Da. Deci, asta e problema. Da, arată un pic mai bine ca data trecută. Da. De când l-au curățat vase. Da, și vase, l-au făcut foarte bine. Nu a fost... că revine el cu timpul. Da, uite un pic de distanță, timpul, și un pic de problemă. Da, uite aici ce are, ai văzut? Da, da. Nu trebuie aici, aici trebuie el... N-are voie să fie cu verde. Nu, trebuie să fie alb frumos, da. E asta până ăla să le-o sparg calul aici. Trebuie mai ies aici curățat. L-au făcut de la început, l-a făcut bine. Nu că nu l-a făcut, l-a făcut foarte bine. Da, mai trebuia făcut așa, ai? Da, da. Și Petra cu Cipri să călărească ca ei lor, nu să călărească ca al ăsta, să ducă ei cu el la călărie. Să fii suit pe el în grădină? Da, tot timpul. Nu mă apoi ăsta, atât de ziua. Da. Face scălare pe el. Și cine mai să suie? Eu cu grasul am îndoi. Să vă odoamne, n-ați timpul în calul viața mea că l-am. Cum zici? Păi când îl potcăvea și ăsta ne. Ori cu grasul pe el amândoi. Și nici pe el durnim, nici noapte, în oraș, la cumpărături, da. Urmea nimic. Nu mă clare pe urmă. O, mai ca. E acolo că ăla e. Cu Cipri? Da. Amândoi. E poate ce zici? Eu zic că vă ține. O, poate, dar că până acum cum v-a putut? S-a fost mai rău. Hai, nu curăță-mă, că nu mai poate ține copțilul, lasă-mă. Aici încă o ajung numai la adevăr, că nu țigni sânge. Aici nu a fost, ai văzut? Aici a fost bulbucat. Aici. Dar încă mai are rău aici. Uite punoaiele, vezi? Pun și ăla cum îl poți scoate, da? Da, tot, o să se scoată frumos. Ia, de aici, uite, foarte multă punoi, vezi? Aici, din coace iară. Trebuie tot tu curățat. Deci, inițial ar fi trebuie să fie alb frumos, nu? Da. Sau roz, așa? Galben. Să nu fie galben. Galbenul ăla trebuie luat tot jos. Poate. Nu se poate chiar acum în prima în tura asta. Dar tot o să ajung la adevăr. Cum a fost el, cine îl vedea, spunea că e talpuș, dar acum uite cum tot e. Dar la dușim la adevăr. 100% devine la adevăr. Cum trebuie să fie.
Deci prietenul meu, când e un tank care nu mai viteză, eu tot zic lasă ce, lasă ce și nu mai tank galop și ne scutură. Am zis că slăbim dacă nu are tare, eu zic că la prima că se vește calul, nu slăbim noi. Așa, așa. Păi nu mai poate luăm și noi scutură și noi ducem cât. Mai facem scutură. Ăsta e viteză mare, rău. Da. Dar și cum sare pe el așa e? Niciodată nici. Până dincolo sare, așa e viteză. Da. Eu mă bine, mă, că-l potcovim și mai acolo. Te povestește felul de papagale acolo, pe lume, da. Lume, da. Așa oare, când curățăm, putem să potcovim și poți să prinzi. Confii și copățâi, o să vedem noi la final, mă. Dar mie cred că într-o zi și într-o lună și într-o spână se poate face ceva. Bine, mă. Lasă-mă, mă, că nu mă ne pășim. Uitați acum, o curulat de vânt sau nu? Începe, începe. Uite. Bravo. Mai are ăsta un pic de aici se vede, dar vine tot acolo la adevăr. Aici o cam spart, asta e asta. Al doilea, al treia curățat, dar trebuie să faci. Acolo unde-s găurile alea, alea o fă mai sus, să fai? Da, alea. Cu timpul, aici, deci, aici e fost cu timpul tot coboară, stai da, cu timpul. Da, uite cum e aici, restul ăsta e. Da. Și ăla va coborând jos, așa? Asta o să ajungă aici. Asta o ajung foarte bine la adevăr. Uite, vezi? Bun. La asta nu cred că mai poate să bagă nimeni de vină, că încă noi la adevăr, după cum a fost calul. Așa? Da. Uite. Ia să nu mai să vadă. Dar oricum, domnul Ionuț, da. În toată treaba asta trebuie timp, așa-i? Da, se pot face toate așa. Ia m-a săturat să le zic, mă. Te comentează în apă, dar trebuie un pic și retare, mă. Așa, așa. Pune un pic aici. Da, uite acum cum trebuie să apare. A doua oră apare mai bine, mai bine. Da. Mai se întâmplă, că mai și atingi câte un pic, că trebuie să se aresească calul pe undeva. Uite. Foarte, foarte fain. O apărut bine? Da. Iasă bine. Deci timpul le rezolvă timpul pe toate. Timpul le rezolvă pe toate, da. Așa, așa. Da. Da, pun în spate. A trebuit un pic de răbdare. Bine, măi. Cu calul ăsta aducem marfă la magazin, facem aprovizionarea. E da, se bate omul la bar, păi să aducem pufule și cu mașina bea. E da, veți umple tare căruța. Bă, nu, 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 zic că când, când faceți aprovizionarea. Stă, că ăsta și poate duce, că e tare. Am înțeles, aici, aici zici că domnul Ionu să dea terenul. Șaua, domnul Ionu, pune așa de aceea pe el și pune berea. Acum e, da, le dați terenul sau da, nu? Da, cum să nu le dau? Da. Aduce marfă în ghesaj. La niște oameni de ăștia... Așa, așa. Oameni serioși de ăștia, cum să nu le dau? Domnul Ion, ați fost la expoziția... Da, am fost, da. Cum vi s-a părut expoziția de la Târgu Lăpuș? Bună realizare. Da, da. Bună. Zi, eu să te aud, domn primar, că tătea zi târg și nu știu ce. Dar pe că o zi ne lasă pe ce problemă aveți cu târgul? Dar pe că nu ne lasă acolo, închis. Că pe margine să ne lasă pe acolo, să mergem pe marginea drumului. Ca hoții, să stați. Da. Așa au zis, atunci. O întrebat cineva acolo și eram, au zis, pe margine mergeți, că vă lasă pe acolo. Ah, mai mergeți pe marginea drumului. Da, pe ea zice că peste munte lasă. Nu, pe ea mă mergeți aici pe marginea drumului. Nu ai văzut? Să curcați circulația. Da. O să devie și fața și ca spatele. Uite ce ok. Așa o să devie. Spatele l-am curățat eu și fața voastră. Să vezi, frate. Mă lasă-mă. Deci cum ai Dumnezeu? Cum zici, Petre? Calul lui Cristinele, eu nu mai lasă îngrijitor. Eu am grijă de cal, eu îl adun la potcovite și așa, mă mai și sfădița, mă rog. Să nu sfădiți, trebuie să faceți cum zice. Îl mai bine, băi, pui pe Cristinele în cap să sară la scandal aici. Așa, așa. Fac scandal, mă arunc de pământ. Mă și scăpa că m-am urcat călare cu grasul pe ăla. Ăsta nu-i place iarăi. Dar facem o capiște de aia, o căruță de aia și îl pune pe Cristinele și legă calul. De aia cum aveau romanii, știi? Cu două roticele. Și direct cu căruță. Și o suliță. Și unde arunc cu sulița? Nu, am vrut să aș avea un zic sau nu mai zic. Ai văzut la expoziție la Tâșnadă? Ce? Filmul ăla cu indieni sau cu ce a fost filmul ăla, cum arunca cu săbie. Așa devine și Petrea. Da. Numai să arăți filmarea de la expoziția de sâmbătă. Da? Nu mă lăsa să fac un program mâine cu săbie acolo la voi la expoziție. Dar cum să nu vă lăs? Mă duc acasă și mă antrenez și mâine dimineață vin acolo. Da, dar trebuie să vin la expoziție la... la Tijna, să vezi. Nu e nimic să vin numai de lemn. Până ăștia au efect, presupun. Dar nu cred că nu ți-l închiria ei. Fă o săbiuță tu acela.
felărie. A, mi-o. Are trasul să avem. Dar pe geninja, nu, România n-avea geninja. Domnul Ionuț, ziceți că pe spate e mai bine, așa-i? Da. Aici un pic, dar mai trebuie și aici curățat. Și cine e curățat? Și? A, devine tăla de rog. Dar îmi place foarte mult de prietenii și de băieți. Da, copii, ai avut, ai oameni și însălție. Da. Da, dacă nu era copilul ăsta, cine îl ținea? Da, eu mă bucur că eu l-a adus măcar. Odată nu și eu prezent și gata, bani. Cred că a avut treabă, că pornea cu o jumătate de oră înainte și vine călare. Bă, călare vine. Dar ne-a focat la mine și la Cipri, mă, că vine amândoi. Asta e problema, dar dacă era de dimineață bună, îi vine o călare. Dar data viitoare vin călare. Nu mai avea de curățat, că erau unghiile rosă deja când ajungeam aici. Ia uite să-ți tot ceva. Eu vine cu Cipri călare pe el. Ieșete, nu mai avea de curățat. Ne plimbăm cu el prin oraș și nu mai e spruță. Da. Dimineața mergem cu el. La cafea. Unde mergeți, în oraș? Da. Să nu crezi că acum va fi prima dată, cum ai fost. Călare pe el? Da. Noaptea? Da. Tot timpul. La cumpărături mă duc la... Da. Observ că acolo e altă culoare pe unde e V-ul ăla. Da. Unde e broasca. Așa trebuie să devii și fața. E, da, zic că... Nu, aici, acolo da. Unde e V-ul are altă culoare față da, de... Da. E mai închisă culoarea acolo unde dați acum. Da, că la este nu a avut probleme. Ho, ho, ho! Vino că problema e pe față, că acolo stă ce? Acolo stau în spate. Ho, ho! Stai în spate și Cipri... Domn Petre, cum a spus? Cipri stă în față și eu mă țin el așa ca pe motoretă și pe spatele de aia e mai bun, că e rus, așa e greu. E mai greu și-o pe ideea asta, e greu. Mă, nu pune acolo, mă, că zic la oamenii că se ceară super culoare pe calcăsemi, e morujă și ce gândesc. Și a piscrit acolo, nu mi-e rușine umflață, mi-a dus să urcă călare și iară. Și a piscrat cu calul. Pe eu nu mă pot urca bine în mașină, pe să mă urc pe calul ăla. Ce, eu am făcut o pact cu viața, mă, nu mai vreau să fac. Să vezi să... Da, ce pact numai un pic? Ce pact ai făcut? Nu mai fac efort cât pot, numai la ombră. Nu vezi că nici nu mă ies la soare, că mi-e frică. Da. Ionuț, dar... El a fost angajat și zic că întreba pe mine că cum pot trăi așa. I-am zis că cum vrei. Și apoi s-a lăsat și el și am vine cu mine, știi? Și? S-a învățat. M-a învățat să stau la umbră, la scot umbră, numai câte un deaj. Eu te las unde bate curentul, știi că e așa în el. Dimineața când ies din casă, fac ca indienii, nu de ajutor să văd dacă bate. O problemă, am greșit și eu aici, trebuia să scot un pat. Hai să spun băieții. Da, să se pui băieții, da. Ce problemă a zis că ăsta? Potcovă, 10 minute dacă ăsta sună mă. Domnul, ce problemă a fost? Nu ne-am dat seama. Ce? Cu canapea să fii scoasă. Pentru ce? Pentru Cipri și Petra. Dar de ce? O să se relaxeze, oameni. Așa se relaxează foarte. Uitați, filmați și pe domnul. Dar e foarte incomod de stat pe asta, nu ți-am părat. Uite de rău stau eu. Agricultura, filmați și un om care face agricultură. Dar o să pune aici așa un pat, o canapea, o să pui o canapea și altfel o să stai așa mai relaxat. Și o roabă de mici înaintea lui. Vezi cât e om de mică, ție pe băiatul ăla, uite-te de cum ție pe băiatul ăla. Tu te mă curăță piciorul la cal, lasă tu masă. Băi, dar îl prăfuiesc pe domnul Cristian. Stai că acum ne dăm. Eu învățat domnul Ion cum să trăiesc. Da. De la Ion, Ion. De la Ion am învățat, da. Ce? Odihnă, la umbră, dacă vrem să avem o viață lungă. E, și nu l-am învățat și pe fiul. Că nu e tatăl ăsta. Nu. E un cash. Eu nu cash. Ce crezi că ăsta lucră mai de mult? Acum, domnul Cristina, că s-a apropiat de gata, cum apare. Da, da. Nici ăsta la nu lucră mai mult. Eu, tătă viața lui, ia așa, Ion, zi, explică tu. Explică cam ce om serios îi. Nepotul sau ce om serios îi, atât cât o clădit aici, nu a pus o cărămidă. Așa. Și o mărs în Germania și o lua lucrări. Noi filmează aici, vezi? Acum nu. Care ai fost, mă, cu ăla la altul? Unde e la cu care lucri la construcții? Du-l aici numai pe perimetrul ăsta, te rog. Nu-l scoate pe pietrișul ăla. Da, spui eu că deja s-au revenit bine unde n-am. Pop, pop, pop. Vezi cum o dată am un pop teatră ce aha. Aha. Foarte frumos. Aici a căluțul piersic. Aduceți-l aici, vă rog. Aduceți-l să-l vedeți. Ia când dă pătare, când ia să te culcă ca. El nu poate sta căldore, mă, de țară. Nu poate sta să pas, cuiu. Dar de-i bați două potcove, cât de rele, altfel nu mă. Două foițe. Dar sub țări și șterg. Da, da. Și costele. Mă. Te-ai cum, măi, că de la... Copile.
tot așa ajunge. Dar parcă s-a mai înălțat căruțul vostru. Da, mă. S-a mai înălțat. Da, mă. S-a mai înălțat. Că am crezut că sunt nici așa. Nu am ia, mă, asta rădă, mă. Ia, mă, animal călcare pe creștă, zi, intră în pământ, mă. Dar văd că s-a înălțat. Păi noi suntem ușor, numai puțin ca Aladin cu covorul, cred că sunt capul ăsta. Lasă-mă mie că-i calul bine, am prins. Ce-am mai fiu, mai vedea. E reclamă, cum zic. Asupăm mie bine. Duce, face mult sau nu, sub chiar, să vezi ce se tomea ca mine. Ce să mă, vine ea de la catering în toată ziua și aduc din mâncarele astea, mă, ce știu. Biscuiți, morcovi, ouă de prepeliță. Dar ați avut o ofertă, le-am să-l dați pe ouă. Am avut. Și? Da, pe unii, că... Nu ne-a făcut o fetă numai lui Paști, au rămas de la Paști, cum au umblat. Dar nu erau bune să le puneți suc locitoare. O, cum o scumpi? Dar le puteau îi cloce cum stau amândoi. Ce făcea clociță cu? E cloce? Au, bă, ce apare bine, domn Cristian, da, apare bine. Da. Aduceți-l, aduceți-l un pic în coace, vreau. Petre, aduceți-l. Nu am deloc. Ce numai mari, grele, trebuie dau de alea de ruș ușoare, dacă tot vrei să pune. Ce să le pune și joi, puteți să pune. Odată calcal ferme, de-a pe măi, se arată bine, șoare. Hai, mă, două subțiri, mă. Hai, mă, să am acolo, nu m-am făcut calma. Pune le-a de rămas la calul meu, nu-i zbui. Alea, ok. Cum să nu fie, foarte bune, da. Bine. La lacrimă ai văzut, de la domnul, domnul. Am mai curățat calul, l-am distribuit. Cum le pune acolo în bucurești, nu știu care, din silicon. Nu am uitat. N-ai văzut? Nu. O, Cipri, hu, hu. Am la gina hoți nu vedeți, ii că la lup mă seama! Bă, tu ce mă de acolo? E mai serios. Nu mai filmă, nu mă audea acolo. Nu știu ce rost, mă, nu știu. Vicente! L-ați gătat acolo? Da. Puteți merg. Hai de curioa, bă. Și băgăm să-l ajutăm. Stai, nu poți. Hai, hai, persigă. Bă, ce nu-l lăsați până ce a venit în blumă, că stă ca afară. În Saivan, mă. Hai, să-l mă cunare. La pace stă în Saivan. Nu mai vrei să vii acasă, mă, mă. Omul, e nebus, nu mai vrei să vii acasă. Bă, Suzne. Bă, Suzne. Bă, mă. Bă, mă. Dar de caz mai sus, curau, aceea. Hai, nu știu, că tu știi. Hai, mă, n-am nimic, sus. Hai, mă, țin. Hai, mă, țin. Nu, ai văzut? Băga, e artist, mă. Cânt, am pornit ce-o să-mi. Coboară. Leagă scurs. Să vezi ce greu, am încărcat diboli de la el, dacă ni-ar da. Ce praf ești. Și trăiești și o grăma de bani. De ce n-ai venit, mă, să-ți dau juninca? Deci, Petre, toată treaba e foarte bună. Da. Casa, șaua, pâine și lucru. Iar știi pe aici oamenii, pe sate, ce halnici suntem noi, nu ne-a lăsat să mai mergem de aici. Nu? V-ar pune la lucru? Hai! Dimineața am încărcat 50 de balos de iar rotuns și mai am de dus încă... Câți, mă? Încă 50 de ani. Ce zici? Lasă că e foarte bine, că aveți de lucru. Ce zici? Bună treabă. Strigă lumea după noi, că nu... E, dar nu știu că noi lucrăm de la 4 până la 5. După asta? Dimineața. După răcoare să lucrăm. Răcoare să lucrăm. Ia te-am întrebat tu când vin. Eu nu lucrăm pe căldură și pe de-astea. Cum e asta cu la plăcinte înainte? O știți? Băi, fii atent. La plăcinte înainte, la război înapoi. Da? Să-ți explică, Cristi. De chiar dă-ți suica, că poate... Măi, să-l zic că la suica. Cristi, nu umbla deloc. Ediția 6 iulie, 6 iulie, 6 iulie ziua mea de naștere. Eu am avut cu 6 iulie împlinesc 18 ani. Mult înainte. No, înseamnă mulți că trebuie înainte. Să mergem să dansăm, așa-i? Ia mă, o fac 18 ani, trebuie să... Aici, aici v-a servit doamna cu niște plăcintuțe, ia să vedem. Da. Ia să vedem cum ne servim. Ăsta are și eu, și brâză de ia. Da, mă, stai că aducem acum. Da. Se aduc așa cu țiță, o tăiem, sau cum veți. Ia, servește pe cipritorul. Da, că e bine. Servește pe cipritorul. Nu mănâncă, mă, nu. Ba, mă, cum să nu mănânce, mă, dar nu lăsa. E bun. Da, să rap de aici foame lângă mine, mă, mule. Nu, mă, că e la cuie. Și plăcinte așa ăsta și oile. Mă, poate că racalul pe că mâncăm fie. 25 de plăcinte. 25 de plăcinte. Uite, eu aici o dedicație pentru domn Costel, legat de plăcinte. Îi plac? Eu zic că i-ar place plăcinte. Ora. Da. Nu-mi plac, dar mănânc. De ce? Adă, eu nu ți prosop. Adă, mami. Adă.
Da, ce a de farfurii? Băi, mă, ta-mi place să mănânc atâta zi gurman, doamne. Serios. Orice? Ce e bun, îmi place orice. Ha? Lasă-le, mă, uite. Ce e bun. Da? Ai văzut mâncare și rea? Domnul Ionuț. Da. Eu vă foame, nu? Da. Să vie cu cavaleria, mă. Mai tai alată, nu m-am dau așa. Nu, mă, atâta. Și așa nu tai cu țâtile astea. Scoate-ți băia și tai. Cristina, ia puțin. Ia, da, de aici. Deci, nu știu ce prosop ai adus. Da. A fac fric, uite, a fac fric. Da, vrei să le fac. A, da. Stai că așteptăm să aducă doamnă farfurie. Farfurie. Aici arbitrăm ceva ca aia, așa-i? Da. Mânzi e câți ani? 3 ani, mă, 2 ani? 2 ani. Mânzi e 2 ani. 2 ani. 2. De la Bolțida l-am luat. De la Bolțida, de la noi, de la Cluj? Da, de la Col, de la Cluj. Da. Când au fost de 6 luni. Cum te cheamă? Cum îl cheamă pe băiatul? Ionuț. Domnul Ionuț. Ionuț. Întoarceți-l, vă rog, aici să... Să-l vadă un pic voi, să ne uităm un pic la el. Așa. Dați-l jos acolo pe pământ unde e soarele. Acolo mai jos, acolo unde e tot. Acolo. De vânzare? Foarte, foarte frumos. Nu e de vânzare. Nu ne stresează banii. De vânzare nu. Ce nume are el? Bujor, foarte frumos nume. Bujor, da. Și aici e foarte frumos. Are un nume frumos. Da. E un căluț cu personalitate. Foarte frumos, va fi un căluț frumos. Scoate-mi ploaia roșa. Dur către poartă. Scoate păruși. Lasă-l încet. Da, îi le place, ce la grasă, ce la pete. Da, da, mă, să nu s-o obosă. Și sară departe de câtă cai. Cum? Nu se departe de câtă cai. Deci iubește pe celălalt cai. Ca de farfurie, nu pune acolo. Ce ai zis, Ioni? Da. De cai nu va place ce vreau. Domnul Ion, dumneavoastră, nu luați loc. Domnul Ion, nu luați loc. Adă bun șapă. Aici le place, dar să-i și o roabă cu mici. Adă-mă și apă. Dar-i bună pe zi, da. Aici alegi eu și pe când. Da. Nu mai te da bucate. Aici umple asta cu... Nu, de la mână, de la mână. Cu vin, mă. Cum e bravo. Aici o iapă, o mânză. Mânză, da. Cât ani are, bă? Cum îl cheamă băiatul? Cum te cheamă? Nicolae. Domnul Nicolae. Aici domnul Nicolae ne prezintă o mânză frumoasă, murgă, un semigreu românesc. Ia, pe românească, asta 100%, fără discuție. Așa. Frumoasă. Hai, dați înapoi! Foarte, foarte frumoasă, îmi place de ea. Românească 100%. Românească foarte frumoasă. Aduce-ți aici la masă, să o vedem. Ho, ho, ho! De câți ani e apa asta? 6. Nu ai tipul lui Ionuț. Nu, asta e pe sistemul. E mai mare al lui Ionuț, nu? Dacă e mai mare, poate e mai gros. Puneți-o, domn Vasile, la soare, vă rog. Leagă acolo, bă. Puteți să o legați. Leagă de acolo, cu mâncare. Aici o urdă originală. Da, originală. Aveți și oi, domnul Ionuț? Da, 50, am avut 150. A, da, aici, mic. Opa, aici ne-ați atins la suflet cu o sură. Asta ține vreme de mult. Așa, o iepușoară sură. Tot așa românească. De la Nea Ion, de la Birbești. Așa, îl salutăm pe domnul Ion. Unul dintre cei mai tari negustori din România. Foarte frumoasă. Ia ce nume are? Da, nu cred printre cei mai tari. Ia ce nume are? Ce nume are? Cel mai tare nume. Regina. Regina, foarte da. Frumoasă Regina. În vârstă de câți ani? De 5. 5. Are culoare foarte frumoasă și îți păstrează bine culoarea. Întoarce. Culoarea la împășunea. E, și mai bate soarele pe ea. Pune-o la soare, te rog, pune-o la soare. Dar vezi ce se zbire ca ai împărțunea, nu te zbirea pe șastă. Du-te eu și după tău, după reajele. Poți să o duci către poartă, te rog. Ușor.
Aici, aici ospitalitate ca la Maramureș. Fii atent că eu aproape am mâncat toate plăcintele. Pune-i cu așa. Cred că îți place mult cum pot colegi. Da. M-am uitat eu. Mă uit atent așa. Bine, nu, nu prea am comentarii eu că... Nu. N-am nicio comentarii să am, da? Vine și eu curăță în jocul când am vreme, mă, am avut vreme. Ce să faci? Să ți-l curăță. Vine da? Cipri și ți-l curăță în tot jocul și eu vin și ți-l țin. Da? Vreau că-s pe aia lăsați de capul lor. Îi curățăm noi, mă? Da, domnule Ionuț. Păi, un măs de la... Un măs 100 de la Bolții, da? De acolo l-am luat dintre, au 3 luni când l-am luat. Și acum? Acum are 1 an jumate. E, da. O să plinească 2 ani. Când ați fost ultima dată la Bolții, da? Acum, când am luat mânzul ăsta și la Blanc, atunci, s-au și oprit târgurile. De atunci n-am fost la Bolții, da. Am fost în trecere, dar la termen. Și poate că ați mai fi achiziționat ceva și poate ați mai fi vândut ceva, așa? Da. Și? Dar nu mai găsim. Dacă nu-i târg. Dacă nu-i târg. Am înțeles. Adă-i apă. Da. Apă. Pune-l la soare, te rog. Tu ce mai faci un pat? Este foarte grașez, mai este slab. Nu sunt slabi, nu sunt slabi. Din pășunea, știi? Nu sunt slabi, sunt ținut natural. O cântat femeia de 2 luni de zile când am fost în Germania. O apreciem pe doamnă. Și-a avut 10. Nu-i din Giuliu. 10 cai? Da. O cântat de aia. S-a desfântat tot 10. Pleacă acolo. E frumușel suruțul. Cât timp are suruțul? Poate să aibă 2 ani mai la toamnă. Și lui ce nume a spus? Stelu. Stelu? Da, da, da. Vezi? Petre. Căluți robuști. Ăștia numai buni de acțiune. Să te duci pe la lucru. Ăștia zic că e ușor, tare de fugă. Bun de fugă. De fugă și și de lucru. Da, aici. Aici aveți o iapă sură. O bună reproducătoare. De la prietenul Paul din Ogna. Așa, îl salutăm pe domnul... Da, cum să nu? Îl salutăm pe domnul Paul. Am avut măzucă frumoasă la ea, dar s-a tăiat un picior în pripon. Foarte. Și am dat-o numai să o ducă. Am înțeles. Ia, ce vârstă are și ce nume are? De 8 ani. De 8 ani și? Sârba. Sârba, sârba e o bună reproducătoare. Montată din hărmăsarea lui Nea Ion, al Berbeșeanu. Și e și sura aia. E, și ce, cu ce armăsar? Cu surii. Cu unul dintre suri? Da. Asta e montată dintr-o hărmăsarie, cu de-al Nea Ion, și aia din surul, dintr-o suri al Nea Ion. Nu, fii atent, asta e bună reproducătoare. Da. Poți să o, o lezi acolo. Prima dată când am văzut iapă, a fost la Vlăduț. Poți să o duci la... Știi pe Vlăduț ăla de la Deș, pe Vlăduț, pe... Îl știu pe Vlăduț, cum să nu? Și am văzut eu la Bolții, dar și nu o să dă e. Și? O zic că nu e vânzare, și-a făcut Paul ceva combinații cu el și ați achiziționat-o. Da. Sunt oameni cu care poți face și cu care nu poți face. O, i-am dat mulți bani la Paul pe aia. Foarte mulți, dar nu pe aia. E frumoasă. Îmi place că caii sunt foarte bine îngrijiți, sunt curați. V-am luat până surprindere oricum, n-am știut că vin. Da. La cât de la cât vin ăștia? Ce se întâmplă aici? Am mâncat un turn de ăsta de plăcinte. Da. Stai să vă aduc un pic de caș, slănină. Opa, când am mâncat. Asta se face, scoate ce e mai bun, tăpă când îți desătui, mă. Nu se pot toate odată, dar nu știu cum se face da. La Cristina. Da, bine, o urmă bucățică mică. Ce va? Îmi faci, mă, rog, să-i la ștraf, bine, spițez? Ce? Dacă ați fac reclamă aici, să vă adă țară, că și spița rog. E, da, spițați rog? Da, cum? Cum vă numiți? Cum se numește nu? Feri. Domn Feri, vă știți cu spițatul? Da, cum? Dar spiți alfa, nu ca la Cluj. Alfa. Nu contează. Important e că vă plac spițele, nu? Da, mai bine plac. Nu. Asta e tale. Da, feri spițarul, mă. Bă, Petri, cu ce? O să cafea serviți? Bă, eu am mâncat, doamne, feri. Nu mai pot, serios. Ei, tu ce balonsul ai ieșit aici? No, dacă care mă poate prinde, mă, ca și cum care mă poate prinde, mă, uitare, iată. Ia. Aici, aici ospitalitate ca la Maramureș. Domnul Ionuț, cât ați lucrat acum ultimat în Germania? O lună jumate. Cum e la ei cu ospitalitatea? Foarte. Ăsta ospitalier și ei acolo nemții? Da.
Unde ați fost acolo, nu? Prin niște patroni foarte buni și foarte buni. Da. No, mă bucur să aud asta. Mă așteptam să ziceți că nu, dar e bine. Nu, ne-a plăcut. V-a plăcut asta? Noi mai altă, îl punem pe aici, ăsta cu ea pe aia. Nu te mai faci. Coboară și bagă la și bagă la acolo lângă. Mai înalt mă că ea pe aia. Bagă lângă. Le-am dus în pășunie și n-o da de apă. Nu-i mai înalt ca ea pe aia. Ia-l ca ea. Am potrivea. E un pic mai înaltă. Asta fiind care potrivea. Fica mă o pe mai. Ia e altă construcție. Da, frumos. El pe când pune carne să rotunje la cur. E frumos și el. Ia pai pe lung la șoare. Mă opere că ce cu sura, bugă pe. Șa ce e când ajungea ei tot așa la cur. Nu mai face muri, nu mai face muncă. Băi, gata, noi pe mâine ce facem? Toate plăcintele le prezentăm. Așa multe plăcintuțe ne-ați făcut? Da. Bă. Numai să putem să ducem. Da, la noi... Domn Petre, mai puteți duce o plăcintă? O frate de Dumnezeu. La noi nu cam timpul să oamenii văzut. Am văzut că nici aceea e... Nici aceea nu-i la șoldură așa. Urla, ca ajută. Care? Aceea e solită, nu-i la șoldură casă. Acolo când merge din jos, nici că sunt mai altfel. Cel mai mult am performat în viața, am performat în viața asta la mâncare. Sunt gurman, îmi place să mănânc. Da? Dar ce, domn Petre, ce, ce vă place să mâncați? Am produse de astea de origine animală, fac cel mai mult. E, da, vegetarian, vegetale nu mă plac. Îmi plac, nu, că vezi. Un pic de salată, nu ați? Am avut solar, când a fost coptil și l-a tăpus să plinească și l-a luat ură pe... Am înțeles. Pe solar și pe găini și pe... Și pe vaci, când am făcut copil, mă tămâna la mama la vaci. Nu mai pe vaci, nu mi-aș mai cumpăra o vacă, o pătâinică. Nu, nu, mei, nu, după ce le pui? În solar? Ea nu se furca. Dar cine a dus atâta iarbă să vă? Mi-e fotul. Atâta iarbă știu că l-aduci la 10 ca, e furca. Te pune să aud în solar, să aud în grădinuță. Unde-o pe? Și? Și-a luat o ură pe porodice, nimeni pe vedea să fie chestii de genul ăsta. Pe ceapă. Pe ceapă, pe castaveți. Și porci și aia mi-a plăcut de veci, mă. Vezi că la porci când mă trimiteți la de mâncare, mereu tăpă la umbră, nu trebuie să mă duc ca la vaci până soare. Lovernașele cu coda. Da. Tati. Da. Să nu pățin, da. Nu, că e ora plăcută să pești, da. Lasă, lasă lucrurile, lasă lucrurile. Lasă, lasă lucrurile, lasă lucrurile. Bravo! A, de la aici. Bravo, copile! El, până, el acum reînvață să umble, bă, Petre. Cum o face fizioterapie? Da. A, așa, așa. Frumos ai zis aici. Hop, hop. Ce faci, copile? Te iubesc oamenii ăștia, a? Ia cu asfaltul în tine. Te iubesc oamenii ăștia, a? Ia cu asfaltul fin. Hai. Dar nu mai deranjează de fin. Da. Ai văzut? Așa a umbla el pe când scopul. Chimii mai bine umblă, dar în ce, ce mai bine. Nu, că e bine, lasă-l! Adă-l aici, să-l vedem, adă-l aici! Să punem mâna pe el! Întoarce-l așa, te rog! Haine! Hop, hop, așa, așa! Uite de acolo aia, să cred că nevastă mi-a pregătit așa bagajul, mi-a prinde! Ce faci? Ia prinde că a trebuit să le vrea să mă țipe de acasă, mă, ia gata. De ce, mă? Ți-ai tot adus ca acasă? Tot aduc cai, tot fac bolonzănii, tot umblu grasul pe drumuri. Tot nu știu ce, și mi-o zis, mi-o zis. Într-o zi când vii acasă, zis că a trebuit să ia deja, mi le-au pregătit. Mi le-au prins. O de umile mai niște. Ia. Ca și când treceau tătarii, aprindeau. De ce e ăsta? Da, da, și-o trebuiau fântânile și... Ce, bă, caluia ala-i, mă, ce vine, mă,
Da, uite Petre, Petre. Vezi acolo de unde arăta cu gaura. Ia uite. Eu cu nouă, e nouă. Am un noi de nu luam, mm-hmm. Calul ăsta și ce se întâmplă? E efectiv e ca un legetat jos. Am înțeles. Tăc cu ce acolo până... Ori făceau septice mie și mure. Nu mure. Spărge în unghie, dacă sparge nu mure. Că ia să faci. Mai ai rătură poți face, mule. Du-te acolo cu fiind. Hai de aici pătă vină și. Vezi că mai nu vină? Da, auzi. Dar nu-l poate da pe iarbă pe aici. Pe iarbă, pe asfaltul mai fin și nu te deranjează. E greu recuperarea asta. Oricum, față cum a fost. Bravo, băieți. Problema e exact ca la un chip de stare. Vezi, părteat, deja sirocal. Te deranjează, așa îl deranjează. Îl bagi încolo, stai? Îi dăm drumul de aici, așa, mă, nu-i... Doar bine, nu mă mai filma, lasă-mă. Hai, că e, dar de ce? Cu 10 lei, da, lată, bine, nu mai pot să filmez. Chiar m-a prindit, că a spus să-i mătui pe casă. Ia și copilul, uite, tine. Ia-i, mă. Acum ai bară. Mă, du la gramă, e bără cine? Da, mă, și hainele sunt vână. Îi dai alte haine? Da, sunt aici la noi, la tot 200 acolo. Da, bă, duc. Second, găsiți second. Am la iarnă, da. Fi mai greu pe când ăsta, dar am un tricou și pantalon. Da, vine ăștia, tătă jurea cu geara second, pe nylon acolo jos, pe ce o fac. Și bune, bune să le-a. Bune să le-a, știi? Nu se bagă fugă la chepa, din cam ăsta. No. Foarte, foarte bună treabă că l-ați mai dus la o curățare. Următoarea curățare va fi peste o lună? Cam așa. Cam așa, așa? Da, el știe că e acasă, ia ce bine. Ia, fugi, dragule, în partea alaltă. Hai. Bravo, copile, bravo. Nu merge mai bine, bă. Merge. Ia, bă, mai o dus, uite-ți așa. Ia, bă, uite-i glumă, bă.